Am venit să ne bucurăm de soare, de apa de la Amara, de nămolul de la Amara și în speranța de a ne simți bine și cu sănătatea. Să mai ne detoxificăm de tot ce ține de reumatism, de tot ce presupune băile de la Amara. Cât v-a luat să vă ungeți peste tot? 10 minute maximum. Plaja lacului Amara s-a umplut de oameni care s-au dat cu nămol din cap până în tălpi. V-ați dat și pe față? Și pe față, da. E ca o cremă cosmetică? Sau? În joacă. De cât timp sunteți cu el așa? De vreo 2 ore, 3. Sper să facă bine. Și la păr? Am văzut că mai fac unii, am zis că nu strică. Să vă dați și pe păr? Da. O să crească mai mătăsuri? A, nu, că este păr. Este păr, da. După ce vă spălați, o să fiți și sănătos și mai tânăr, nu? Evident, fără discuții. Într-adevăr, omul negru și se vede că a crescut părul. A avut efect nămol. A avut efect nămolul, într-adevăr. S-a și cârlionțat de la nămol. Evident, asta și așteptam. Nămolul de la Amara este cunoscut pentru proprietățile sale miraculoase și este cunoscut mai ales pentru tratarea reumatismului, dar și pentru efectele benefice asupra pielii. Pielea o face ca mătase. Dar v-ați dat doar la genunchi? A, mai am făcut o ședință. Asta-i... Și insistați la genunchi, de ce? Da, am cu coloana operație și... Piciorul mai îl simt din când în când amorțit. În fiecare an, în stațiunea din inima Bărăganului, vin peste 10.000 de turiști.